Într-un singur an, 37 de monumente istorice au fost incendiate și s-au înregistrat 110 furturi de bunuri din patrimoniul mobil. Este motivul pentru care Ministerul Culturii a emis un ordin potrivit căruia agenții direcțiilor de cultură vor fi regrupați, astfel încât activitatea de control la monumentele istorice să fie realizată de 3 până la 5 reprezentanți ai acestora. Totodată, agenții vor putea aplica și amenzi, o activitate care până în prezent nu era reglementată, deși agenții își îndeplineau misiunea și înainte. Aceste controle, în special în provincie, se vor face pe grupuri care regrupează un număr de 3 până la 5 județe, iar coordonarea colectivului de control va fi realizată în colaborare de către directorul Direcției de Specialitate și de coordonatorul Corpului de Control al Ministerului Culturii. Suportul logistic al misiunilor de control va fi asigurat de către Direcția Județeană de Cultură.